Preamărit să fie Domnul Iisus! Amin! În urma cuvântului bogat pe care Domnul ne l-a dat prin preiubitul nostru frate, păstor Andrei, vreau să cânt o strofă, două de cântare. O Duhule Sfânt, condu-ne spre cer, că-i noapte și sufletile pierd, când toate spre moarte ne-atrag, tu dă-ne al cerului drag, o vin al vieții izvor, ne umple de-a cerului dor, ne umple cu foc și haruri din cer și dă-ne o credință de fier. Glorie Domnului! Amin, amin! S-a vorbit despre o stare de nostalgie. Ce face nostalgia? Nostalgia îți aduce aminte de bucuriile care le-ai petrecut în viață și pe care nu le mai ai. Și asta însemnează o stare de nostalgie. Sunt câte unii care în firea lor devin așa de nostalnici, încât ei nu mai trăiesc în prezent. Trăiesc numai în trecut. Și asta nu-i bine. Ca să amintim lucrurile din trecut, e normal, e bine, e încurajător, dar să trăim azi ce am trăit atunci, e minunat. Glorie Domnului! De ce oare să vorbe de putere, că nu mai au frații sau bisericile putere, sau evangheliștii cu toată truda, punându-și predicile scrise în fel și chip, pe punte și, Doamne, câtă trudă! Am întâlnit chiar un preot care o săptămână întreagă lucra pe o predică de o oră pentru duminica. O săptămână întreagă. Minune că nu se pocăia nimeni. Dar el predica. Oare de ce, măi? De ce asta? Vă aduceți aminte cum s-a rugat Domnul Iisus în Ioan 17? El autoriza pe ucenici și pe cei ce vor crede prin cuvântul lor. Dacă ești ucenicul lui Iisus, oamenii vin la pocăință prin tine. M-am bucurat că i-a dat fratele Iosif loc și la copilul Mabe de la Cujir. Poate nu știți cine e ăla. Dar prin harul Domnului Iisus, un cuvânt la o mormântare a adus pe Stoica la Sfânta Pocăință. Apoi l-a clătinat vânturile și nepriceperea unor frați. Și iarăși Dumnezeu a lucrat, i-am sosit în familia lor și au fost restabiliți și până la moarte a slujit lui Iisus și copilul lui, văd că slujește și azi.
Și mă gândesc că și sorusa și alții din copii. Slavă Domnului! Ce înseamnă asta? Într-o zi, la Sebeșel, fiind încă până nu m-am mutat la Sibiu, avem așa o luptă și o durere că nu vine nimeni la pocăință. Și am organizat fiecare frate să-mi spună pe cine vrea să aducă la adunare în continuare. Și fiecare a spus, eu vreau pe vecinul ăsta, altul vrea pe ăla, altul vrea pe ălalalt. Avem un frate țigan, Nicolae, umbla în haine românești, om foarte curat și dar vorbea așa cu greu, gângav. Frate, pe cine te-ai gândit să aduci la adunare? Bogățan. Bogățan primise din America 600 de mii de dolari o moștenire după o rudă de-a lui apropiată. Bine că advocații i-au împărțit bănuțe, puțin o dată, tot n-avea nimeni ce avea el. M-am gândit, mă, ăla să fălea cu bogăția, cu banii, cu ăsta. Dar în săptămâna aia niciunul n-a putut aduce pe nimeni. Dar fratele Nicolae l-a adus și pe Bogățan și pe Irina lui Bogățan la adunare. Și m-am gândit, cum asta, mă? Cuvântul lor, a cui, mă? A celor care slujesc cu adevărat pe Iisus. Se întâmplă unul altul. Tănăsucă, îi ziceam în sat, a murit anul trecut. Aproape în postul Crăciunului. Îl abia și oamenii se temea de el, de frate său. Era o gașcă ră. Casa lui era tăiată în stâncă și acolo stătea în tombordei. Și într-o bună zi îl întâlnesc și îl rog să vină la biserică. Păi eu de viu, domnul Hozan, și te văd cu un pahar de vin, așa-ți dau una peste muci și beu eu paharul. Hai, da-mă acolo, că n-ai ocazia să mă vezi, eu nu beau. Cum nu beai? Nu beau, mă, eu nu beau, n-am beut. Și nu beau. Mă, într-o seară, joi seara, era mai puțin la adunare, dar tot era destui după numărul bisericii de membri. Nu mai intră pe ușă, mă. Când o intra pe ușă, știi că frață s-o temut, acum ăsta vine să apucă de bătaie, să apucă de ce știu eu ce. Dar nu s-o apuca de nimic, mă. O venit până pe la mijlocul adunării și noi tocmai ne plecam pe genunchi și el a stat în picioare. S-a uitat peste toți, acum eu strângeam și eu din umeri, nu știam ce urmează. Dar când a fost gata rugăciunea, spune, oameni buni, să vă rugați și pentru mine să mă scape Dumnezeu de dracul ăsta alcoolului. Mă, i-am pus iară pe genunchi și ne-am rugat și puterea lui Dumnezeu l-a transformat. Glorie Domnului! Glorie lui! Amin. O intrat într-o școală de motopompiști și și-o câștigat salar și-o spart bordeiul și-o făcut acolo terasă și-o umplut de flori
și și-a făcut casă în fața bordeiului ăluia și și-a îmbrăcat copiii și noaptea în pijamale și-a pus neon afară și în casă și la ușă și înăuntru și afară perdele până jos. Și în fiecare seară când merea la culcuș, stropea cu parfum, măi, de la ușă, pe toată casa o parfuma. Și acum vine cu Biblia în mână și cu harfa la adunare într-o duminică după masa. În mijlocul satului era preotul și edilii satului se sfătuia ca să facă ceva cu valea aia care trecea prin sat, că ieșea și inunda casele la oameni. Când sosește în dreptul lor, ăsta îi salută. Dar preotul, nu uită mă și la ăsta, mă, și-o stricat calea, mă. Vezi? Și-o stricat calea. Ăsta se întoarnă, părinte, când umblam în patru labe pe un vale pe aici și fugea toți de mine, atunci meream pe cale și ei. Acum că mă vezi cu Biblia și cu cartea de cântări și mă duc la rugăciune, acum mi-am stricat calea, altul să iei apărare la preotul. Băi, tănăsucă, apoi aș veni și eu la pocăiți dacă ați face și voi ce-a făcut Iisus. Păi ce-a făcut Iisus și noi n-am făcut? Păi Iisus a făcut vin din apă, mă, din ăla vrei. Du-te la bogățan, că la cară cu ciubărul din râu apă, pe toate prunele putrede și pe toate câte poate culeaje de pe câmp. Du-te la el, că acolo îți dă cât vrei vin din apă. La noi nu-i din astea, la noi, Domnul Iisus, facem minuni, mă! Pă ce minuni? Pă la mine în casă, Domnul Iisus, o făcut minuni. Cum? Măi, din bordei a răsărit o casă faină. Asta e o minune, mă. Dar mai mult, din bere a făcut pijamale la copii. Și din vin a făcut păpuci, mă. Bă, tu ești nebun. Bă, nu-s nebun. Vină și vezi. Copiii tăi nu dorm în pijamale ca a mei. Și era unul din cei mai bogați din sat, avea dreptate că nu cumpăra nimeni pijamale pe atunci. Dar el o cumpărat. Vedeți? Putere, măi! Vor veni la credință prin cuvântul lor, dar ăștia trebuie să aibă putere. Și tănăsucul a adus în primul an de pocăință două familii la pocăiți. Măriți să fie Domnul! De ce n-avem putere? În primul rând, de unde ne poate veni puterea? De unde ne poate veni puterea? Noi am învățat și citim cuvântul lui Dumnezeu are putere. Și Zoltan de la Apold a făcut minunata cântare. Evanghelia, ce-i? Are putere. Măi, dacă tu nu studiezi cuvântul, dacă ție nu-ți place să citești, tu nu poți avea putere. Domnul Iisus Hristos a spus să nu vă depărtați de Ierusalim până veți primi putere. De unde putere? Când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. Evanghelia are putere, Duhul Sfânt are putere, mărească-i să numele. Amin. Tu ai Duhul Sfânt, pe tine te însoțește Duhul Sfânt, tu-i sunt Fiorul, coboară în tine să te miști vreodată. Tu știi, pe vremuri vechi, privind nostalgic la ceea ce a fost cândva,
era Pavel, el la lințul urcii și alții. Dar Pavel de la lințul urcii, dacă se punea pe capul ăsta de bancă, banca era cât o sensă, așa, pentru 6-7 persoane. Dar nu era din astea ca la domn, tapițate. O scândură acolo, așa ea. Dar dacă se punea aici pe capul ăsta, când începea rugăciune sau așa, și ceilalți de pe bancă, toți, bine, ui, așa-i scutura. De mulți nu rezista și se muta de pe bancă. Era putere, mă. Duhul Sfânt e putere. Amin, amin. Mărească-i să numele. Apoi, mai avem în multe locuri în Scripture unde ne vorbește de putere, dar să amintesc măcar una. Rugăciunea celui neprihănit, ce-i cu ea? Ziceți, tare. Are putere. Păi dacă tu ești un om neprihănit, rugăciunea ta are putere. Dacă tu nu ești neprihănit, tu te rogi sec. Dacă tu nu ești urmașul lui Iisus, prin tine nu vine nimeni la pocăință. De-abia te ții tu singur în picioare. Dar trebuie să știi că Evanghelia are putere, că Duhul Sfânt e putere, că rugăciunea trebuie făcută cu putere. Mărească-se numele Domnului. Și puterea asta trebuie să te călăuzească. Trebuie să te călăuzească, frate. Știi asta? Am ieșit de la adunare și m-am dus acasă, eram în Sebeșel și până când am mâncat, să lăsa sara, era toamnă târzie, un foc adânc în inimă. Trebuie să plec. Unde, mă, Vasile? Mă, uite-i noaptea pe noi, aici, mă, uită, mă, e adunarea de seară imediat. Unde? Trebuie să plec. Păi unde vei pleca? Unde vine prima mașină și mă ia acolo, mă duc, dar nu știu. Mă, Vasile, nu mai mere, mă, mâine dimineață la 6 trebuie să merg la lucru, mă. Eram atunci șef de rampă la vagoane, în Șermag. Și acolo nu poți lipsi. Trebuie să mă duc. Când m-am dus pe stradă, n-am apucat să ajung în ulița mare. Am auzit că vine o mașină. Fuga! Fugit în calea ei. Când i-am făcut semn, când a oprit. Ei erau 4 în mașină. Mă, eu deschis ușa și m-au primit și pe mine. A 5-lea. I-am salutat și n-am zis nimic. Când ieșim din sat, șoferul zice, unde merg, domnule? Nu, unde să zic că mă duc? Unde te duci, mea tale? Păi eu mă duc la Sibiu. Acolo mă duc și eu. Doamne Iisuse, mă gândeam acum, duminica trecută am fost la Fraț, în Sibiu. Unde mă duc? Acum am zis că mă duc, mă duc, dar unde mă duc? Focul ardea în inima mea, trebuie să te duci. Când oprește în Sibiu, a 3-lea casă de la biserica de rugăciune a fraților baptiști. Mă, trebuie ca ce trebuie să fiu. Și mă duc, Poplăceanu n-avea casă, locuia în podul bisericii, au făcut acolo o căsulie. Urc la ei acolo, bat la ușe, vine sora Lenuță să uită pe vizor. Beni, știi cine e la noi la ușe? Nu, fratele Hozan. Lasă-l tu să intre. Aia vine, deschide ușa, apare și el de acolo. Pacea Domnului! Frate Hozan, te-o trimis Domnul la noi. Mă, nu știu.
Nu știu, n-am avut un vis, n-am avut o vedenie, n-am avut o înștiințare, n-am avut o prorocie, dar un foc în inimă nu mi-o da pace și o trebuie să viu. Domnul te-o trimis, azi nu mama ta le predici. Măi, și-a început adunarea, au citit el ceva și m-au pus la amvon. Și am predicat, tot programul ăla am predicat. Nici ei nu s-au grăbit, nici eu nu m-am grăbit. Ce știu cât a durat? O oră jumate, două, nu știu cât a durat. Dar eu am început, eu am gătat. În schimb, toată adunarea a fost numai un plâns. Și de atunci am rămas așa bun prieten cu baptiștii. Mărit să fie Domnul Iisus! Ce s-a întâmplat? Un inginer care era și dirijorul de cor l-a forțat să se ducă cu niște tineri la Oradea. Dar el nu știu unde merg tinerii în Oradea. Și s-a dus cu ei până aproape acolo sub Piatra Craiului, după Huiedin încolo. Și acolo i s-a defectat mașina la el. Tinerii s-au dus, mă, ca tinerii. El, săracul, s-a oprit, o meșterit ceva, s-a urcat și hai să-i ajungă. În goana lui, la o curbă, o sărit din drum, s-a izbit. E un pod, e un pom, nu știu ce, că acolo a rămas mort. Și acum vinerea îl îngropase și pe mine Domnul m-a trimis duminica la ei. Și când am început să vorbesc de mașini care cer jertfă, de cutare, de cutare, că noi nu vedem numai lumea asta, numai bogăția, banul, rangul, noi nu așa. Păi Dumnezeu face așa că vine și ne e ce avem mai drag în brațele Lui. Și apoi atunci ne uităm la cer unde ni s-a dus cel drag. Mă, atât a plâns, mă, dar eu n-am știut ce vorbesc. Când s-a gătat, toată adunarea mă ia de mână și mă duce între surori, o soră așa suavă, îmbrăcată în negru, toată plină de lacrimi. Ui, frate, aceasta e sora la fratele pe care l-am îngropat vineri și mi-am ținut ca și cum eu l-aș fi trimis la moarte, că el nu a vrut să meargă și eu l-am obligat să se ducă. Și uite ce s-a întâmplat. Măi, dacă tu ești copilul lui Iisus, Dumnezeu te trimite să mângâi în cazul cel mai mare. Glorie Domnului! Ai fost trimis vreodată? Odată de la Ilia, peste Mureș, cum merg către Dobra, imediat în stânga, sus pe muntele bătrâne acolo, îi satul sau comună ce-o fi Stâncești. Și acolo era o familie Benteu Petre. Se lăsa noaptea, aveam o motoretă Carpat Super. Și simt iară că trebuie să plec și capăt exact unde să plec. Mă, dar atâta drum și grece. Cum să plec? Hai să iau și nevasta cu mine. Miuță scumpă, hai! Mă, Vasile-i noapte, mă. Pe acum, hai, dacă sunt copiii ăștia mai mari și grijă ei de casă și așa, hai. Și ne urcăm amândoi pe beata căpruța aceea. Și târ, 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 la Sebeș. De la Sebeș, dă-i drumul până la intersecție, la Cujir, de acolo, până la Orăștie, de la Orăștie la Simeria, de la Simeria la Deva, de la Deva la pod la Mureș, de la pod la Mureș iau pe partea stânga Mureșului către Dobra și la un moment dat se face drum în sus. Aici trebuie să urcăm. Știți la cât am ajuns acolo?
la ora 1 noaptea. Când am ajuns acolo, am văzut într-o cameră lampă. Și motoreta face gălăgie un pic, iasă sora afară. Lasă ușa deschisă și fuge. O veni fratele Hozan. Toți rămân ca înghețați în casă. Ce crezi că era acolo? Era Ștefan din Feliac, era Bentei, era ce știu mai care. Toți de 3 zile și de 3 nopți n-au mâncat, n-au beut apă, asta era ultima. Și s-au rugat într-una să trimită Domnul pe cine vrea pentru rezolvarea unor probleme a lor. Și Dumnezeu m-a trimis pe mine. Pe tine te-a trimis vreodată undeva? Tu ești pentecostal. Tu ești botezat de Domnul, tu vorbești în alte limbi, tu prorocești, tu predici din cuvânt, te-a trimis Domnul undeva. Tu trebuie să ai putere și să umbli călăuzit de Duhul Sfânt. Fie slăvit numele Domnului. Dar nu știu, ceasul ăla pare că e pe gata. Dragii mei, să nu întârzii să vă ispitesc, dar și de aici, din Canada, de atâtea ori, Duhul Sfânt a spus, pleacă. Odată eram la rugăciune în casă la mama sa, el era mai tânăr atunci acasă, și printr-un proroc, de acolo din adunare, spune, bărbatule, pregătește-te de drum, că trebuie să pleci, așa, 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 așa. Ies afară, iese sora Florica lui Peter Cătană după mine, dar merem la mașină acum. Frate Hozan, vrei să te duci în țară? N-am avut unde. Dar cuvântul ei mi-a deschis drumul. Vrei să te duci în țară? Da, soră Florică, vreau să mă duc în țară. Dar auzi ceva, poți să fii părtașe la călătoria asta? Ai auzit că Duhul Sfânt a organizat-o? Da, dar păi să vorbesc cu soțul meu. Bine, până marți să-mi dai răspuns. Marți mă cheamă. Să vii și la birou, la ușă, portărița te întreabă, să-i spui că vii la mine și mă învață cum să zic în engleză. Și așa, când mă duc, aia fuge și îi spune, vine înaintea mea, avea un birou mare cu 10 de oameni care lucrau acolo, scriptologii. Și el lucra cu o droaie de femei, caserițe și ce știu ce, dar ea făcea la ora 9 în fiecare zi, oră de rugăciune, cu toate femeile care erau angajatele lor acolo, nepocăite. Dar ea făcea cu ele rugăciune. Vine și mă duce în birou la bărbatul său. Biroul la bărbatul său, într-o parte era cât o bancă din aia, în aia, în altă parte, nu știu cât, el stătea acolo după aia, așa, țăpănoc, așa. Pacea Domnului! Pacea Domnului! No, de ce ați venit? Nu, de ce am venit, doreți să fi spus, sora Florică? V-ați fi înțeles? Am venit să vedem dacă cumva, cumva te lasă inima să ne ajuți. Da, aveți pașapoartele, da, dați-le aici. Le copiază și le trimite. De la cât la cât stați în țară, atât și atât. Imediat vin biletele. Bine-i? Bine, dar nu prea bine. Mă trimis cu mâinile goale în țară. Cum e? Florică, du-te, adă de acolo cecul ăla galben de acolo și-mi taie 20 de mii.
Păi măi, Peter, tu n-ai auzit că m-am rugat de atâta vreme să-mi dea Domnul un milion să mă duc în țară? Păi numai atâta îmi dai. Atâta acum, numai atâta. Domnul să-ți răsplătească. Și am plecat în țară, trimis. Nu te du de capul tău, mă. Tu trebuie să ai cineva să te ducă, să te aducă. Mărit să fie Domnul. Altădată spune, pleacă, dar unde să plec? Când treci oceanul, o iei în stânga. Fratele Candale zice, va fi prin Spania. Spania e în dreapta, dacă trec oceanul. Asta e în stânga. Pe unde? Eu cred că în Norvegia. Norvegia? În Norvegia, așa cred. Măi, și am ajuns în Norvegia, cum o zis Duhul Sfânt, acolo am de lucru cu tine. Și acolo a trebuit să scot din adunare un proroc mincinos și un om care trăia cu a doua femeie și vai de capul lui, dar frați puțini, slabi, needucați, asculta de el. Și el îi ducea în rătăcire. Când am sosit acolo, ne-am plecat la rugăciune, se vedea așa ca un jam într-un părete și el era în afară de biserică, dar și-a întins niște crengi în biserică și avea niște fructe roșii așa și alea erau otrăvite și frații mânca din fructele alea. Și i-am spus, tu ești ăla, mă. Sare un arab care era căsătorit cu o româncă și vorbea bine și ori românește. Frate, eu i-am spus de mult că el nu-i cu Domnul. El și-o părăsit femeia, și-o părăsit copiii, și-o părăsit toate, s-o tăvălit, o trăi cu altele, acum e cu alta și face pe prorocul. Măi, de azi în adunare să nu mai intri. Să nu mai intri. Și am scăpat pe frați, că Duhul Sfânt m-a trimis acolo. Slăvit să fie Domnul. Măi, dragii mei, frați și surori, Duhul Sfânt e o putere. Duhul Sfânt te mână. Duhul Sfânt te adună. Așa că frumusețea templului ăsta, din urmă, e mai frumoasă ca lui ăla. Amin, amin. Că templul ăla din vechime era împodobit cu daruri, zicea apostolii. Uite-te la zidurile astea, ce împodobite-s cu daruri. Și se vede că oamenii evrei, de dragul templului, cumpăra tot felul de lucruri din aur, din ăsta și punea acolo un fel de flori, de ce știu eu ce. Sau icoane, știu eu ce puneau ei pe acolo. Dar la noi, templul de azi, e templul Duhului Sfânt. Mărit să fie Domnul. La noi, biserica de azi, e mai frumoasă ca aia. Aia era din pietri, asta e din persoane. Aia era împodobită cu nu știu ce. Noi suntem împodobiți cu harul lui Dumnezeu. Spălați în sângele lui Iisus și gata de a pleca cu Iisus la cer. Ești tu gata? Ești tu gata? Dacă nu ești gata, tu poți recunoaște astăzi starea ta căzută? Tu poți recunoaște astăzi cât ești de departe de adevărul pe care îl vorbești? Tu poți cunoaște astăzi că Iisus Hristos te vrea unde te-a chemat la început? Cum clocotea în tine harul? Cum clocotea în tine rugăciunea? Cum plângeai la cântare? Cum ți-s umple ochii de lacrimi când citeai în cuvânt?
Unde te găsești azi? Citești din cuvânt rar și sec. Te rogi și îți amuțește cuvintele în gură. Nu poți să te rogi. Puțin de tot și gata. Rămâi ca ortodoxul, o rugăciune știută, tatănos sau ce știu mai ce. Măi, nu stați așa. Nu stați așa. Cu toată inima, cu toată energia, zvârliți-vă în brațul lui Iisus. Mărească-se numele Domnului. Și de încheiere, că ceasul nu-l văd eu, dar cred că a trecut după inima mea, s-a dus timpul, aș dori din suflet, dacă cineva își vede starea, dacă cineva vrea să încheie un legământ cu Iisus, că nu-l are, să vină în față. Dacă cineva îi aici, care își simte starea lui decăzută și vrea să fie ajutat, să vină în față, să ne rugăm lui Dumnezeu pentru stările astea, ca să învioreze Dumnezeu biserica asta. Mărească-se numele Domnului. Dar nu uitați, Evanghelia are putere, Duhul Sfânt e o putere, rugăciunea e cu putere. Glorie lui Iisus! Amin.